Toată lumea știe cât de mult se iubesc Minodora și Liviu, dar puțin știu faptul că artista și-a pus amprenta în viața soțului și că l-a ajutat să scape de multe probleme și greutăți, printre care și gelozia. Da, ați auzit bine? Cântăreața ne-a povestit care au fost motivele și cum a reușit performanța de a-și face partenerul să înțeleagă faptul că încrederea este pe primul loc. Greu moment din căsnicia voastră. Nu știu dacă ați avut o nu, perioadă atât de greu, așa greu, foarte greu, deep, așa adânc, nu. Perioada aia cu criza, ne-a ferit Dumnezeu. Perioada aia cu criza a fost mai așa și ne-am ținut de mână unul cu altul și am văzut ce am putut să facem, am niște demersuri, dar a fost greu, n-a fost ușor. Dar mai greu de atât ne-a ferit Dumnezeu. E copilul sănătos și atâta timp cât suntem sănătoși, până la urmă nu e nimic greu, știi? Că le rezolv pe toate dacă e sănătate, știi? Dacă este gelos, nu că l-am vindecat eu. Te-am auzit toată vorbind despre acest lucru și felicitări pentru că nu multe femei nu i-am dat voie să fie, nu i-am permis. I-am spus, eu sunt artistă și eu iau băieții în brațe și îi pup și am voie. Și ce tu nu ai voie. Cum faci? Cum faci? Deci te-ai confruntat cu gelozia la început. Eu nu aveam nevoie de restricții în scenă. Da? Corect. Sau chiar și așa, nu numai în scenă. Te duci undeva, ești invitat, apoi trebuie să vorbești cu omul. O glumiță, o... Și așa ești tu, noi de cunoaște și în spatele camerelor. Da. Am avut o problemă cu el într-un restaurant, că era un ospătar chipeș, așa, și foarte descurcăreț. Și eu îmi place, am boală pe ospătar când merg la un restaurant, așa, să stea după mine. Vă mai dau ce, vă mai fac ce, mai nu știu ce. Astfel încât și eu la final am grijă de ospătarul respectiv, remunerându-l, știi? Lăsându-i ceva, să dea pe la barbă. Și ăsta era foarte, știi? Doamna Minodora, atât timp ce vă mai dau ceva... Și eu fiind oricum foarte ocupată de Liviu, că era o cină romantică și aveam ochitori pentru el, pentru seara respectivă, ăsta mi-a tras atenția, că era foarte tădăm, da, a nice way, într-un mod plăcut, știi? Și dintr-o dată zic, mă, dar ce ospătar fain, mă, zic, ce se ocupă el, zic, cât e de interesant, zic, ia să vedem și cum arată eu în mintea mea, știi? Și apoi omul când s-a deplasat, de o debarasat, zic, eu l-am scanat un pic, așa, zic, bă, ce e cu tipul ăsta, zic, că e foarte... S-a început zic, okay. Și soțul meu s-a stricat totul seara, feng shui-ul tot. Te-ai uitat la ăla cu tare. Mă zic, omule, eu m-am uitat așa să vedem dacă și cum prezintă toată situația, cum se prezintă dacă el se prezintă și bine. Dacă e ok, știi, și ca Luca așa. Dar zic, eu, păi ce n-aveam cu omul, acum deci nebun.